În data de 25 martie, polițiștii din întreaga țară vor sărbători Ziua Poliției Române, ocazie cu care, la nivel de județ, vor fi organizate o serie de activități menite să marcheze această zi. Astfel, mâine, începând cu ora 10, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, se va desfășura acțiunea Porți Deschise, în cadrul căreia vor fi prezentate publicului dotări ale poliției, mergând de la tehnică de intervenție până la autospeciale. Aceeași acțiune se va desfășura și la polițiile din Șimleu, Silvaniei și Cehu Silvaniei, tot de la ora 10. Tot mâine, polițiștii din Jibou vor lansa proiectul de security marketing de prevenire și combatere a furturilor din societățile comerciale și locuințe. Acțiunea va avea loc de la ora 10 la sediul primăriei orașului Jibou. Tincuța Domuța, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, a declarat că în data de 22 martie, secția de poliție rurală Sâmb Mihaiu Almașului va prezenta de la ora 10 tematici de prevenire și promovare a imaginii poliției române la școala gimnazială cu Zăplac, prin prezentarea unor filme de educație rutieră și desfășurarea concursului Polițist Junior, care se adresează elevilor din clasele 2-4, iar polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale vor face demonstrație tactică. Această acțiune se va repeta și în data de 26 martie la școala gimnazială Simeon Bănuțu din Bocșa, în organizarea secției de poliție rurală Zalău. De asemenea, în data de 25 martie, începând cu ora 11, polițiștii vor participa la o ședință festivă la sediul inspectoratului.